Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în decembrie 2023 cu 3,3% față de luna anterioară și cu aproape 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Arată datele transmise în marți de către Banca Națională a României. Depozitele în lei ale rezidenților cu o pondere de 70% în totalul depozitelor clienților non-guvernamentali au crescut cu 4,8% față de luna noiembrie 2023. Comparativ cu luna decembrie 2022, acestea s-au majorat cu 18,9%. Depozitele în lei ale gospodarilor populației au crescut cu 3,8% față de luna anterioară și cu 22,4% față de aceeași perioadă anului anterior. Depozitele în lei ale altor sectoare s-au majora cu 6%, față de luna precedentă, iar față de luna decembrie 2022, au înregistrat o creștere de 14,9%. Depozitele în valută ale rezidenților exprimate în lei reprezentând 30% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,1% față de luna noiembrie 2023. Comparativ cu luna decembrie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 1,8%. Depozitele în valută ale gospodării Populații exprimate în lei au crescut cu 0,4% față de luna noiembrie 2023. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 3,8%. Depozitele în valută ale altor sectoare exprimate în lei au scăzut cu 1,1% față de luna noiembrie 2023. Comparativ cu luna decembrie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 3,1%. Arată datele BNR. Relatează realitatea.net